Astăzi avem povești, avem sunete, suflete era să zic, dar nu-i greșit nici și suflete. Suflete, corect. Avem așa, rucsacul cu povestiri, Silvia, Electric Brother, Cristian, doi oameni creativi. Mulțumesc că ați venit la Radio 3net. Mulțumim pentru invitație. Și noi mulțumim mult, Ramona. Aveți o poveste frumoasă, spuneam ceva mai devreme cu Silvia, aveți poveste și aveți și sunete. Stăteam și mă uitam pe materialul și pe conceptul vostru și știți ce mi-a venit mie în gând? Ideea de reconectare la natură în zile în care nu prea se mai pune preț. Nu știu dacă asta a fost cuvântul primordial când voi ați început conceptul ăsta, dar mi se pare o îmbinare fabuloasă între poveste și sunete. Cristian, tu ești DJ, tu ai urechea deja formată pentru treaba asta, dar faptul că ați împletit o poveste frumoasă ce va avea loc mâine în expirat este absolut fabulos. Hai că vreau să aflu detaliile. Cum a început treaba asta? Călătoria asta a voastră? O să spun doar eu la început. Exact. Da, o să spun la început că marele nostru noroc este că l-am avut alături cu noi, alături de noi pe Via Transilvanica, pe Cristi Ștefănescu, aka Electric Brother, care este și un producător de muzică electronică excelent și care a dezvoltat în ultimii ani și o pasiune pentru sound recording. Ne aflam în 2021, Cronicar Digital primiseră o provocare să scoată la lumină bornele nevăzute de pe Via Transilvanica, care este singurul drum cărare de bătut la pas și care unește România din nord, de la Putna, până jos în sud, la Drobeta Turnul Severin, la piciorul de pod al lui Carol. E un proiect pe care îl fac cei de la Tășuleasa Social, lângă care sunt adunate foarte multe companii, poate nu foarte multe, companii puternice care cred în sustenabilitate și dezvoltare durabilă în România și care îi susțin. Una dintre ele a venit către Cronicar Digital, cu care suntem parteneri de ceva timp, și a spus, ok, Via Transilvanica este acel drum pe care nu te poți rătăci pentru că niște oameni faini îl marchează cu borne și cu indicatoare ca să poți, la pas, să străbați toată România și nu aia pășunistică, știi, pe un plai cu dor, mai fluturi în tricolor, mai miroși o garofiță. Nu, România reală, România aia cu bune și rele, dar toate lucrurile astea se văd și se simt atât de bine și frumos, încât poate ar trebui să vorbim despre bornele nevăzute de data asta. Din punctul nostru de vedere, Cronicar Digital, bornele nevăzute însemnau oameni, etnii, comunități etnice, diversitate etnică și religioasă, istorie, arhitectură, natură și deloc în ultimul rând sunetele de pe Via Transilvanica, care îți dau, de fapt, te ajută să simți ce înseamnă cărarea aia pentru tine ca drumeț. Și noi am avut noroc cu Cristi Ștefănescu să vină anul trecut alături de noi timp de 10 zile pe Via. Am străbătut peste 1200 de kilometri, undeva la 60 de kilometri pe jos pe cărare, vreo diferență de, nu știu, vreo 80, Cristi, cred că off-road și cu mașina, pentru că a fost o călătorie de 10 zile și am străbătut în premieră Via, într-o delegație faină cu producători de podcast, cu vloggeri, cu instagrameri, cu blogeri, fotografi. Iar Cristi a avut misiunea nobilă și specializarea lui foarte faină ca să aibă două pălării de sound recording și recorder și de producător de muzică electronică, a tras 146 de sunete distincte de pe Via, cu o durată a înregistrărilor care, cumva să ne facem o idee cu toții, înseamnă de vreo 11 ori soundtrack-ul complet la filmul Titanic. Și timp de 6 luni, din aceste sunete, curate sau manipulate sau așezate, a scris 3 povești, povestiri în sunet ale Via Transilvanica. Cele 3 piese sunt pe EP-ul nou pe care îl va lansa chiar mâine, la expirat, EP-ul Drum se numește. La 20:30 are loc evenimentul de lansare, iar după mâine seară, EP-ul Drum al lui Cristi Ștefănescu, aka Electric Brother, se va putea asculta pe toate aplicațiile de ascultare pe care le puteți găsi, pe site-ul Cronicar Digital. Și o să fie o poveste în sunete fantastică pe care vă invităm să o ascultați, dar acum o să-l las pe Cristi să spună cum a fost experiența lui. Exact. Cristi, vreau să te întreb înainte de toate, trebuie să ai o ureche extrem de fină să asculți Mama Natură.
Pentru că eu știu că ea ne vorbește și noi nu prea mai avem timp să ascultăm ce ne spune ea. Sunt curioasă ce ai descoperit în perioada asta tu. Pentru că e o reconectare, spuneam, la natură, dar nu pentru oricine. Poate că tehnologia ne ajută și ne este aliat în zilele astea, dar ne poate fi și dușman, pentru că, spuneam, pune o barieră între noi și ceea ce este important, natura asta care e vie. Să știi că nu trebuie să ai o ureche foarte fină. De fapt, nu trebuie să ai nimic, că mama natură de care vorbești ne-a făcut perfect așa cum suntem. Trebuie doar să ai puțină răbdare, puțină disponibilitate. Sunetele alea sunt acolo, sunt pentru toată lumea. Nu-ți trebuie niște aparate extraordinare ca să le auzi. Ele sunt permanent în jurul nostru. Îți trebuie doar puțină, cred că disponibilitate este cuvântul cel mai potrivit, puțină atenție. Trebuie doar să faci, să încerci să treci dincolo de zgomotul ăsta turbat cotidian care ne mănâncă creierașul puțin câte puțin, să treci dincolo de el și ai să vezi că toate celelalte sunete există în continuare. E adevărat că pe Via Transilvanica și de fapt cred că oriunde ieși din oraș, ele sunt mult mai ușor de prins. Orașul te cu farmecul lui acolo unde e, orașul te cam asurzește, te face să te închizi, să te blindezi un pic, că altfel ar fi foarte greu de suportat. Dar pe via lucrurile astea sunt foarte la îndemână încă. Nu trebuie să faci un efort foarte mare, trebuie doar să fii acolo, să îți deschizi puțin urechile, să lași telefonul din mână, eventual. O, da. Și ele sunt în jurul tău și încep să te gâdile și să te bucure, încep să descoperi cât de plăcut surprins ești de chestii pe care nu le-ai mai auzit sau le-ai ignorat de mult timp. Asta e tot. Bine, trebuie să ți le imaginezi, Ramona, pe Cristi, că nu a înregistrat doar sunetele superbe de pe Via Transilvanica. Nu știu, de la tilincă, la orgă, de la talangă de vacă, la, nu știu, toacă sau clopote bădute la dușpa de dimineață. Nu, el a și făcut să se întâmple niște sunete, acum era modest. Adică Cristi pur și simplu a surprins inclusiv cum sunt sculptate bornele de andezit, exact cum se sunetul pe care îl face Dalta în piatră și aruncatul resturilor, exact. A bătut lemne buștean pe buștean. Cum se fac cahlele pentru sobele de teracotă, cum se suflă sticla ca să fie prelucrată în chestii extraordinare și așa mai departe. Dar toate sunt din viața noastră, din viața celor oameni și a naturii și sunt la îndemână, practic. Poate nu chiar pentru toată lumea. Tocmai de-aia stăteam și mă gândeam care este publicul la care v-ați gândit voi când ați creat acest concept? Pentru că mie mi s-ar părea extrem de bun de prezentat celor foarte tineri care, repet, datorită, să nu zic, din cauza telefoanelor, tehnologiei sau cam îndepărtat, nu-și mai petrec nici măcar vacanțele la bunici acolo unde sunetele astea erau firești. Poveștile, Silvia, erau firești. Pentru că noi suntem o generație care venim cu niște povești de la bunici, de la părinți. Sunt acum copii în urban, care cresc în urban și care nu prea mai au povești. Și mă gândeam dacă le-ar prinde bine conceptul vostru. Sigur că da, însă eu nu am n-am avut o țintă anume. Nu a fost o chestie didactică sau pregătită. Am să fac asta pentru un anume gen de oameni. Nu este, trebuie să recunosc că nu este o muzică ușor de difuzat sau de încadrat într-un context. E o mică provocare și provocarea constă într-un singur lucru, că îți trebuie
nu cred că e o muzică care poate să meargă așa în fundal sau în timp ce faci altceva. E o muzică pentru care trebuie să-ți iei puțin timp, să te așezi și să te lași dus în acele locuri. Cristi, este un exercițiu de răbdare? Da, este un exercițiu de răbdare pentru că... În măsura... Scuze-mă. Asta ziceam, pentru că nouă ne cam lipsește treaba asta, am pierdut răbdarea. Am pierdut răbdarea pentru că instant gratification pe care o primim de pe orice platformă din jurul nostru ne educă într-un mod îngrozitor, după părerea mea, dar... încetul cu încetul ne transformă în niște oameni nerăbdători și care practic, nu știu cum să zic, am impresia că nu mai are nimeni răbdare să vadă ce se întâmplă la final. Important este să dai mai departe, să mai văd un pic dintr-una, un pic dintr-alta, un pic din așa și Nu duce nicăieri chestia asta. Este un flux continuu, că așa e și gândit în mai toate, ca să te stimuleze, să te stimuleze în momentul în care te-ai oprit să asculți o talangă sau o toacă sau o locomotivă cu aburi, aproape că nu mai știi cum să reacționezi, cum să te puneți. Aș mai vrea să fac eu o precizare, Ramona. Dacă EP-ul Drum cu sound recording, care a ieșit atât de bine, adică piesele, da, sunt poate și un exercițiu de răbdare, dacă ești chiar atât de nerăbdător, dar sunt atât de plăcute ca poveste, încât sunt o bucurie să le ascult. Adică nu trebuie atât de să fie un munte de răbdare să le ascult, dimpotrivă, și sunt o poveste în sine. Dar dacă acest EP nu a fost gândit dedicat pentru un anumit public țintă, Cronicar Digital este pentru publicul țintă tânăr. Vorbim de 20-35 de ani main, evident cu extrapolare 18-40, pentru că noi suntem pe Instagram, adică contul Cronicar Digital e pe Instagram, acolo a debutat undeva în 4 ani de când avem proiectul ăsta, care face mai multe alte proiecte în fiecare an, tot mai creative, tot mai noi. A reușit să aducă peste 3.000 de creatori de conținut alături și acum suntem, o să intrăm pe TikTok, avem creatori de pe TikTok, nu doar Facebook sau YouTube, deci este un public țintă tânăr pentru întregul proiect. Și uite, o să spun o chestie apropo de faptul că această călătorie în sunete este și pentru publicul tânăr și că poate dacă nu pare că are atât de multă atenție sau răbdare, el totuși o are. De 10 zile noi facem un teasing pe contul de Instagram Cronicar Digital. În fiecare zi, o bucată de sunet care va fi cuprinsă și o vor asculta în EP-ul Drum este redată pe Instagram sub formă de reel și post, sub formă de story, în cadrul unui concurs, ascultă, ghicește sunetul. Pot să spun că undeva la peste 10.000 de oameni, deci rezultatele sunt organice, au ascultat și avem sute de comentarii de răspuns. Adică e, cred că e provocator. Da, dar răspunsul a fost fantastic. Exact, Cristi, adică au fost pe fază, au înțeles perfect. Da. Noi credem că ei merită mai mult din partea noastră, pentru că nu există vreo instanță sau vreun sistem educațional care să le creeze deprinderi sau chestii de zona valorică și ei să o refuze. Și cred că ține de noi să-i aducem alături, pentru că ei sunt acolo, adică în continuare sunt bunici, sunt părinți faini, ei sunt mișto, deci eu cred că sunt bine implicați în proiect.